crezi că Hristos a înviat. Adevărat că a înviat. Arde focul de iubire. Câți ani aveați când v-ați căsătorit? Când m-am căsătorit. Prima dată. Da, chiar bună întrebare. 18 ani. I-am trimis 2740 de scrisori. Până la urmă nu v-ați înțeles foarte bine și ați pus punct. Eram prea tânără. Până să plecați în America, da, până l-ați cunoscut sigur că, da, pe tata lui Andy. Cel de-al doilea soț. Da, nu ne-am despărțit că nu ne-am înțeles. A fost impusă această despărțire de regimul comunist. Nu l-au mai lăsat să vină în România. Am trăit iubind. Ultima căsnicia mea. De ce a fost o iubire cu năvădăie? Eu am crezut că dacă iubesc cu adevărat sau dacă îmi pun sufletul în palmă, trebuie să se întâmple același lucru și din partea celuilalt. Dar ce s-a întâmplat? Noi am ajuns eu. Mai trebuia să mai fie și altcineva. Și acum 23 de ani ce operație ați mai făcut? Mi-am pus silicon. Pe cine m-a întrebat ce și nu trebuie să-i schimba? Zic, nu sunt rost de rezervă, nu trebuie să schimb. Petrece cu bănățanul. Eu zic să nu pleci din casa mea până nu ciocnim un pahar de vin roșu, așa cum se face la această, da, sărbătoare. Așa este. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Am crescut fișor și fată, îs cu inima păcată, că m-am lăsat viața mea, lai, 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 lai.